Bună seara! Da. Bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, deja, în direct. Da. Și surpriză, și Mihaela este de față, care trebuia să fie plecată. Da, în Grecia, la campionatul național pe echipe al Greciei, care nu se mai ține din cauza faptului că în acest weekend au referendum. Deci s-a Așa că anulat. întreaga lume șahistă din Grecia, De întreaga fapt, competiție este anulată tot și sportul e anulat, adică toate competițiile da. sportive din Grecia au fost anulate pentru hotărârea guvernului. Putem să începem lecția de acum. Stai ca să văd și eu dacă tot este ok. Cineva. Matei, Așa. bună Bună, seara. Matei. Salut. Nu te-am mai văzut de mult. Felicitări pentru concursul de la mare. Matei Așa. și pe locul Pe locul întâi. întâi. Cu 8 Bravo, din 9. Matei. Da. Vorbești despre concursul de fisca, da? Da. Și noi avem de făcut un anunț. Salutare și Leviatanului Livia și Tanu și Ștefan Bordeianu. Dean. Se vede. Ne Perfect. bucurăm. Nu dă tu te rog caseta într-o parte. Ah, da, bună idee. Așa. Și Ai venit de la mare cu idei bune. Da. întâi am venit de la mare cu idei bune. Urmează să facem un anunț, nu? Asociația Prologos, împreună cu Universitatea de Vest Timișoara, organizează un concurs pentru copii și amatori. De fapt, sunt 10 concursuri În ce încadrate perioadă? într-un singur concurs. Perioada este 1-6 septembrie, deci mai sunt Deci câteva mai luni. la Doar câteva că luni, nu prea mai sunt câteva luni, mai câteva sunt luni. câteva o Iulie, lună, august. suntem în iulie, E, mai sunt câteva adică o lună și 2 ceva. luni aproximativ. Așa? Și există niște oferte speciale pentru cei care se înscrie până pe 31 iunie. Care Am se înțeles scrie? că pentru cei care se înscriu, Da, nu? da. Așa e. Da. Există niște oferte speciale pentru antrenorii care participă cu cel puțin 4 copii. Există niște tarife speciale la cazare pentru cei care se hotărăsc să stea în cămine. Mai multe detalii găsesc pe ce site? Cred că pe Prologos, nu? Pe Prologos? Nu știu și pe site-ul, știu că pe Facebook, Pe sigur, Facebook Prologos o are, am Prologos, dar văzut, pe da. site-ul Șah pentru toți, cred. Ca să nu spunem că se poate găsi și pe site-ul Federației Române de Șah, pentru că a fost înregistrat oficial, deci a fost aprobat și am înțeles că se Ah, găsește există și acolo. prospectul și Există pe prospectul, site-ul da. Federației Române de Șah. Da. Deci cei doritori de concursuri, amatorii și Dar sunt de la grupe antrenori. de ELO, de la, pornind de la 1200, de la CIF sub Deci sunt trei 1200. concursuri de copii, sub 10, sub 14, sub 20. Unele sunt restricționate de CIF. Iar celelalte concursuri sunt pur și simplu pe categorii ELO. Da, văd că premiul, fondul de premiere net garantat este de peste 20.000 de lei. Adică cu premii de 2.000 de lei, primul loc 1.500, locul 2. Așa, oferta specială este de 150 de lei, dar mi se pare că trebuie până pe 31 august sau nu, cât a fost, 31 iulie, iulie, deci luna 31 aceasta. iulie, dacă se poate, da, se hotărască. Taxa, da, cu toate taxele și prânzul pentru între concursul și cazare, 150 de lei. Antrenorii care participă cu cel puțin 4 copii au cazare gratuită. Ok. Deci, asta. Ok, deci sunt, da, 100 de locuri. Bun, deci Ok, cred asta că ne vedem, dar acesta a fost să facem un anunț înainte de a Cred începe că lecția. putem să trecem la Da? lecția noastră. Da, și stai să vedem ce ne ce spune. Bordeanu. Primele lecții nu au fost șterse, urmează să reapară. Am înțeles că nu mai pot fi stocate pe site, Da, nu? site-ul avea o Și limită de stocare, s-a depășit limita de stocare și atunci a început să, să șteargă din cele da, vechi. el ștergea, cred că aleator și așa că s-a preferat să se scoată primele lecții ca să nu se pot. Dar vor fi reașezate. Am înțeles că urmează să se schimbe și site-ul, nu? Da, Se vor face mai multe modificări și lecțiile ar trebui să reapară, nu știu, Așa. Ok, sunt câteva bătrân luni, început. sperăm. Sunt foarte mulți bătrâni începători. Ștefan Bordean, îți spun. Ok, deci cu aceasta putem să
Începem cu ale noastre. Așa, revenim. Vom continua de unde a fost data trecută, adică înainte de a merge la mare. Deci acum 2 săptămâni. Și ne vom ocupa din nou. Am dat pe partida lui Kramnik. O partida lui Kramnik. Ne vom ocupa din nou de avampost. Am mai făcut undeva la mare o lecție despre avampost, special lecția despre avampostul din D5. Deci este un avampost important, un avampost... De ce se vede așa? Ah, vedem imaginea noastră. Da. Și nu... Da, da, am pus ca să se vadă, să vedem și noi. Deocamdată aveam doar ca să spun ceea ce am mai făcut, dacă se poate. Nu, e ok. Mă întrebam ce văd cei care urmăresc, dacă văd. Văd o tablă goală, fără piese, cum îmi place mie. Fără mutări. Fără mutări. Așa. Da. Și cred că o să mă ocup și de aceea. Deocamdată continuăm să vedem lecția despre avamposturi. Spuneam că avamposturile se întâlnesc foarte des în partide, pentru că se schimbă pioni, se schimbă figuri uneori și vin pionii, adică se ia cu pionul când schimbă o piesă. Și așa că se deschid coloane și apar avamposturi pe coloane deschise, avamposturi pe coloane semideschise. Chiar ai vorbit la festivalul de la Capa Aurora despre tipurile de... Da, m-am referit de unul special și cazurile lui. Cred că o să fac și asta, pentru că poate unii care sunt aici au fost acolo, mulți alții nu au fost. Și chiar situația, cumva cu cazurile speciale ale avampostului, ce se întâmplă, ce putere are avampostul din E5, cumva. Revenim la o partidă acum între Kramnik și Aronian, jucată în 2006. Așa, C4, B6. Deschiderea nu ne ocupăm foarte mult aici. Albul ar fi putut să joace D4, de exemplu, să intre în celebrul CDP, nu deocamdată. Să joace D4 sau să joace Cal-C3. A făcut rocadă. G6. Acest fianchetto dublu este un pic ciudat. Fianchetto dublu ăsta. Cele mai jucate linii sunt bazate pe E6. Pe E6, Cal-C3. Nebune 7 sau A6. A6 e o variantă, aș putea spune, românească. Deci cei mai buni jucători, pe părerea mea, de structura aici, ca să nu zicem așa, CDP, sunt, adică de fapt, așa, Șubă, o iau așa pe ordinea, da, o iau pe ordinea, deci așezarea în care negru urmează să stea și cu pionul pe D6 și stă într-o structură aici în care se pregătește să aibă diverse spargeri cu D5 sau B5 mai târziu. La început a fost Șubă, cred că și Gheorghiu mai juca poziții, Florin Gheorghiu, poziții de tip acesta. Și după care a apărut generația nouă, după Șubă, Constantin Ionescu, Marin Mihai, care au jucat foarte mult pozițiile astea, le-au studiat foarte mult. Deci aș putea spune că linia, da, este generația nouă. Și apoi generația și mai nouă bebelacilor, sau nu știu cum să spun așa, Nisipeanu, etc. Deci au mai fost. Și au jucat câteodată, am mai jucat structura aceasta. Deci chiar, nu știu, Mironișcencu, cu mulți alții am mai jucat, că mi se pare destul de interesantă. Ok, deci asta este o structură care cine vrea să joace o poziție complexă, poate să joace cu negru, se presupune că va arăta cam în felul următor: turne 1, nebune 7, E4, D6, D4, CD4, Cal-D4. Iarăși, dacă ne uităm la coloane și astea, am putea spune că negru are coloana ce avampostul nu e clar. Părerea mea că avampostul trebuie numit abia după ce trece de mijlocul tablei. Nu există o regulă, dar cred că așa este cinstit. Nu mi se pare că aș putea spune că negru are avampost în C5. Sau că ar putea să aibă avampost pe H2. Da, avampost, da, exact. Deci mi se pare că avampostul ar trebui, dacă pionul era în E7, avampostul albului era evident pe câmpul D5. Cu pionul pe E6, sunt avantaje și dezavantaje. Avantaje. E ca și cum a fost un avampost care a provocat slăbirea pionului D6. Da, deci da. Deja avem altceva, da, cal de 5 și să bazăm atacul. Exact. Și atunci obiectivul ar putea fi pionul din D6 sau, mă rog, datorită pionului din E4, atacul de la rege. Deci ne întoarcem, spuneam, doar de această linie foarte interesantă, o poziție pe care nu reușesc, mulți jucători foarte buni nu reușesc să obțină. Și aici spun chiar partida mea care a jucat-o cu Mironișcencu, care totuși avea 2695 când am jucat cu el și a ajuns să stea mai rău, deci am făcut remiză cu el, cu albul.
Nu este foarte ușor, nu există o linie cu albul de a obține avantaj. Și este o poziție foarte complexă și nici o linie de a obține remiză ușor cu albul, să spui joc asta și fac remiză. Deci o poziție foarte complexă. E poziție foarte complexă. Și probabil că cel care are mai multă înțelegere. Da, da. Deci aceasta ar fi de sfătuit. Mie mi se pare mai importantă mutarea E6 decât mutarea G6. Dar ce să-i faci? Moda, știi cum este câteodată. Sistemul ăsta de dublu fianchetto cu B6 și G6, eu de fapt nu cred în dublu fianchetto. În nicio poziție. Nu mi se pare cu negru că poți să-ți permiți dublu fianchetto. De fapt, lași centru, nu? Trebuie să suferi. Nu poți să joci B6 nebun B7, G6 nebun G7. Nu mi se pare... Nu știu, nu mi se pare corect. Nu mi se pare cinstit. La A6, dacă se joacă A4, nu se joacă A4. Nu am auzit-o pe Raluca. Probabil că o fi pe drum. Da. Nu știu, au terminat ieri. Sau nu știu. Ok. Deci, la A6, dacă se joacă, nu. A4 nu este bine, slăbește câmpul. Slăbește câmpul B4, slăbește mult. Bun. Spuneam despre pozițiile de dublu fianchetto că nu cred în ele în nicio poziție, nici în poziții de tip indiana regiului, nici în poziții de tip indiana damei. Chiar era un articol văzut cum care spunea că e new fashion sau cum era, o nouă modă, nu? Nu prea. Această modă nu pare prea. Ok. Bun. Pentru că lasă, sunt ceva probleme, câmpul D5, când joci G6, nu poți să-ți permiți să mai stai cu E6 D6, pentru că pionul din D6 va fi extrem de slab. Când nu este G6, poți să-ți permiți să stai cu E6 D6, nebunul pe E7. Dar și G6 și E6 nu se împacă bine. Poți să stai cu pionul pe D6 și pe atunci, D6 și atunci apare... devine foarte puternic. Exact, exact. Nebun G7, calce 3. De fapt, în poziția asta, ce mi s-a părut curios, au jucat de curând... stai că nu mai știu la ce turneu, cred că am văzut partida împreună, o partidă de-a lui Cariachi, în care a jucat așa ceva cu negru și a pierdut instantaneu, a fost făcut mat în 20 de minute. Da, ceva în genul ăsta, dar el e foarte bine pregătit teoretic, deci da, pur și simplu, l-a făcut mat imediat. Adică, Andreichin, poate? Cred că cu Andreichin, nu mai. Și de atunci tot am impresia că sistemul ăsta de dublu fianchetto este strâmb. Ok, turn de 1. Strâmb. Da, presiune pe coloana D, nu permite E6 niciodată și se pregătește să mână calul de 5 când îi convine. Ceva cu dama H4, nu? Da, păi trebuie la un moment dat, ca să nu își dezvoltă nebunul. Cred că întârzie să facă rocada, pentru că mutarea dama H4 ar putea să-i creeze prejudicii. Dama H4, nebun H6, cal G5. Turn C1, negru își face și el presiune, încearcă pe coloana B3. Rocadă mică, dama H4 instantaneu, întrucât acum se amenință cale 4, cal de 5, se amenință plecări din cal. Nebunul din G7 fiind apărat. Dama H4, turn C7, se pregătește ceva, nu știu, dama 8, turn pe acolo, să dea B5, să dea... În fine. Nebun H3, deranjează un pic și scapă de schimbul nebunului în caz că pleacă cu calul din F3. De fapt, mai degrabă asta mi se pare că ideea, nu? Da, în principiul albul, având avantaj de spațiu, nu vrea să schimbe piese. În cazul acesta, mutarea dama o pare că trece pe lângă, așa, adică ar merge... De foarte multe ori, când este un nebun pe această diagonală și nebunul este în G2, albul joacă să poată să plece calul din F3, să nu schimbe piesele, pentru care avantaj de spațiu, datorită pionului din C4 aici, câmpului de 5, joacă ori nebun F1 cu ideea să plece din cal, ori nebun H3 cu ideea să plece cu cal. Dama B8 de data asta, pentru a putea să joace B5. Deci planul este să joace B5, să saboteze pionul din C4 singurul, care îi dă avantaj albului, de fapt. Îi dă avantaj de ce? Controlează câmpul D5. Avantpostul din D5. Ar trebui să vorbim despre ce s-ar întâmpla dacă alb ar juca acum imediat cal D5. Dacă albul ar juca direct cal D5? S-ar mai nivela cumva lupta, nu? Pentru că ar fi prea... Păi, cred că pierde un pion. Pierde un pion. Pentru că are calea de 5, pionia de 5, turnia C1, mă rog. Are calul din D7, nu e? Da, bine, nu. Aș să joc cal F6, fără să iau un C1. Cred că e prea devreme, totuși. Ideea este, după ce pun un cal în D5, să pot să pun calul pe D4 și să intru în C6, eventual, pentru că apare un alt avantpost. Poate că D5 este ideea albului, dar... Da, puteam să joc un nebun în G2, eventual. Faptul că nu trebuie să ne... Nu foarte repede, da. Nu este bine foarte repede.
Trebuie prefăcute toate modelele de pregătire. Da, probabil că au calculat de cum să timp. Ne pun G5. Încep să pună, mă rog, e un joc pozițional, pune presiune cumva pe cai și pe câmpul D5. Nebun ia F3, și-a dat nebunul, bion ia F3, Pare B5. că, slăbește, nu? Da, slăbește un pic Cumva își și a jucat creează. la ideea B5, de fapt. Asta a fost. Bine, întrebarea era dacă în poziția asta a jucat B5 din prima. Poate. Că la aceea B5 să joace nebunia F3 și aia B5. Fără să-și dea nebunul. Probabil că se temea de, nu știu, cal D5, bănuiesc. Probabil acum cal de 5 e mai Cal D5 este mult puternic, mai puternic pentru pentru că că s-au e slăbit. presiunea A, și presiunea pe pe E7. 7, da. Deci a jucat nebunia F3, nebunia F3, nebunia F3, de B5. Și aici a urmat nebunia D7. Încearcă să controleze forțat turnia D7, întrucât la calea D7 urmează cal D5. Am post. Și nu numai Sau atât, da. nebunie 7 Mai bine și așa cal de că 5 iei cu șah. cu mai multă forță, da? Exact. Turnia D7, cal D5. Presiune mare pe Și acum se F6. vede că după calea la D5, cei la Da, D5, așa s-a jucat. albul duce Mergea la H7. BAC4, era greșit, întrucât urma E mai avantajos așa, pentru că turnul va fac controlul la coloana C. coloana C, știu, Eu dar atras turnul negru dar ideea pe este că după H7. BAC4 urmează nebun F6, asta și dama ia F6. Și poți să mergi mai departe. Da. E F6, calea F6, șah, calea D7, calea F8 și cu două turnuri contra dama. Totdeauna am Și spus că pionii două foarte turnuri slabi. Iar valorează mai mult regele decât dama. este în siguranță, pentru că dacă Da. ar fi fost slăbit, Exact. ar fi Are fost altă un zid de situație. pion. Are un zid de pion aici. Deci nebunia F6 și așa. Și el a jucat calea D5. Ce ia D5? Iată. Primul avanpost și l-a ocupat, dar a obținut în compensație Câmpul coloana C, C6, coloana C. coloana C și un avanpost pe Nu coloana s-o amenințare imediat deschisă. asupra câmpului E7. Da. Așa, bună Petruța seara. Anghel. Bună seara de Bună la seara. Teo. Bună seara, Teo. Ok. Și turn C7. Are cineva idee ce ar trebui jucat acum la turn C7? Hai ca să mai întrebăm și publicul. Să văd dacă au idee ce ar trebui să joace. Nu, că par multe tentații aici. Par multe mutări tentante la turn C7. Bună Păi, seara, Edi. după cum ai spus tu, în primul rând trebuie verificate capturile, nu? Da, primul Întotdeauna într-o lucru asta, poziție da. trebuie verificate capturile Corect, imediate. corect. Acesta este modul, într-adevăr, modul corect de gândire. Schimburile, iarăși trebuie verificate dacă dublă ceva, Da. probabil. Da, întotdeauna, cum bine spui, întotdeauna trebuie verificat. Da, întotdeauna trebuie verificat dacă poți să iei ceva. Întotdeauna, într-o partidă. Foarte mulți cred în adversar, spun, e bun, mi-a dat nu știu ce pion și pornesc pe ideea preconcepută că nu-l ia pentru că adversarul e bun. În general, trebuie să nu crezi. Că poate să joace la risc sau să considere că pune presiune pe adversarul lui cel mai bun și să spună că merge să riște un pic, că n-are curaj adversarului. Deci primul lucru aici ar trebui verificat ce? Nebunia e 7, nu? Al doilea, turnia Turnul C7, C7, așa. turnul C6, mutarea pe Și avantpost, și apoi asta este mutarea deosebită, da? Mutarea deosebită legată de lecție, cumva. Altfel, pare logic, nebunia e 7, întrebarea este doar dacă la nebunia e 7, ce trebuie să joace? Turn, cum este cel mai bine? Turn E8. Deci e periculoasă și poziția. Turn E8, nebunia D6. Turnia C1, nebunia B8, turnia D1 și... A, nu e periculoasă. A, e ok. Deci la nebunia E7, turn E8. Și dacă se retrage nebunul? Unde? Pe Aici. D5, că pe Pe D6. G5, pe D6, da, pierde. Probabil că Da, obține ceva contrajoc. Turn pe linia a doua. Și pionii pe Și nebun cei de patru 4 mai piese sunt târziu. destul de Da, complexe, nu da, se poate da. crea un pion liber așa ușor, iar ei Da. nu reușește cât de cât să prindă Da. ușoară Deci inițiativă. asta ar fi de luat și după aia trebuie să urmărim ceea ce este legat de lecție. Într-adevăr, avanpostul se află în C6. Primul gând este să ocupăm Bine, și avanpostul. bătaia în C7 mai trebuia Bătaie în C7, verificată. damă C7 și duce cam același lucru. Mai ales că mai are și damă C2, care e și mai urât după aia.
A, nu, bătaia începe cu ideea de a veni pe coloană. Problema este că A, nu mai, să parcă nu plângi mai e un... forță. Da, mă... Că da, e mai facă puțină turn și forță. 8 și schimbă turnul. Știi, când am pornit lecțiile despre coloane și ocuparea coloanelor și importanță, chiar puneam la un moment dat un turn pe o coloană, două turnuri pe o coloană, două turnuri și damă pe coloană. Și spuneam că cu cât sunt mai multe piese pe coloană, piese grele, cu atât este mai importantă, Sau care cumva. pot veni pe Care coloană. pot veni pe coloană, dar deci ideea este că dacă albul ar ocupa cu piese, cât mai multe piese grele, coloana C cu atât ar fi mai puternic. Ori așa poți să joci turnia, turn C6, dar s-ar putea să fie prea puțin, să n-ai suficientă forță. Partea s-a jucat turn C6, o mutare foarte bună din partea lui Kramnik, care joacă bine șah, așa, binișor, nu? Se Da, descurcă. cât de cât. Cât de cât joacă Am fost destul de un interesant. campion mondial care Da, și după cum vedeți, ca să-l bată pe Aroniana, trebuie să se L-a bătut folosească chiar pe Kasparov, în cazul în campion Kramnik, mondial. da, l-a bătut pe Kasparov și, după cum vedeți, ca să-l bată pe Aronian, care a fost la un moment dat, cred că numărul 2 în lume, ca Elo și chiar cu șanse de primul în lume. Acum se pare că s-a mai stins un pic. Ca să-l bată pe Aronian, a trebuit să folosească metodele învechite ale avanpostului și coloanelor. Nu? N-a reușit prin alte metode noi să-l bată, de pe care a jucat turn C6, de C6. E, întotdeauna trebuie să remarcați faptul că spuneam că pe un avantpost, într-adevăr, turn C6 a fost mutare corectă, cum a zis la început Matei și Leviathanul, și da? Leviathanul. Așa. De câte ori puneți o piesă pe avantpost și o schimbă, de obicei câștigi, dacă nu ai jucat greșit, câștigi ceva în schimb. Ori un pion liber, ori un pion mai înaintat care îl deranjează pe adversar, ori cu altă piesă, eventual. Dar aici, de obicei, pion pe coloane deschise se obține pion liber. Nu ești de Adică acord? nimic nu se pierde, totul se Se transformă transformă, dacă da. joci corect. Dacă joci corect, dacă nu, se poate, se transformă și în scrum câteodată, că asta e, se mai transformă lucrurile și în scrum. Bun. Deci, a bătut și acum totul pornește lupta pe pionul liber de pe coloana C, pionul în general, dacă era central, coloana C nu poate fi chiar foarte centrală. D și E, pionul liber pe coloana D și E, în general, câștigă cu piese grele. Turn C1, E6, încearcă să izoleze pionul, să joace D5. Bine, și încearcă și nici să nu piardă pionul din E7, dar, în general, așa vrea să joace E6, D5, să izoleze. La Este E6, și negru are un pion liber, doar că lui nu are al forță. lui nu are forță, nu-i așa avansat. Nebun de 2. Că vrea să treacă cu nebunul prin A5 și să pună în C7 și să dea damă de 8 șah și a câștigat partida. Nu? Deci dacă nu iau... Nu știu, ți iau pe mine, deci. Nu știu, te fac mat. Deja, da, pun stres mare pe turnul din C8. Clar. Ok. Așa, la D5 poate intra cu dama E7. S-a jucat damă C7, împiedică și Cred că nebunul nu dau A5. nebun la 5. Oricum, nebunul vrea să Acum, vină pe nu. coloana pe aia, la un moment dat, Da, nu ne deschide, vrea să bată, creează și alte slăbiciuni, vrea să bată în B5, damă B4, D5, bătaie, bătaie, damă B4. Da, probabil că la damă B6 urmează damă D6. Bănuiesc, vezi tu altceva? Îi dă înapoi turnul. Ce să dau înapoi turnul? Păi am dat turnul în C8. Damă de 6 pare normal. Sau nebunet. Sau Nu. deși la nebun F8, dama de 7 Damă de 7. și mai departe. Nu știu, am zis nebunet 3. Și mai departe ce? Ce vrei? Nebun F8? Da, mă văd. Și la asta? Turn C7. Turnul C7 aproape cu... Am zis nebun H6. Da. Este cam pilăfită Da. situația. Deci încerc cu pionul C rezolv problema. El a jucat turn B8, dama A3. Vrea să elibereze pionul. Întotdeauna când aveți un pion liber, trebuie să vă gândiți să-l eliberați cu nebun A5 și C7. Nu? Adică să-l Trebuie sprijini. exact sprijinit de eliberarea, de fapt, v-am spus să eliberați, adică să elibereze blocada. Câmpul de blocadă de aici și cu cât Trebuie deblocat, avansează, da. da, cu cât avansează, cu atât forța lui crește.
Nebun de 4, încearcă ceva, dama 6 cu ideea nebună a 5 să nu-și închidă piesele. Și, mă rog, nebun B6 era cea mai bună, a jucat nebune 5, F4 și nebun A5. Dama 7, nu mai stau aici să mă uit pe multe. Se combină și amenințări de mat cu nebun C3. Deci combină cumva pionul de pins în C7 cu amenințări de mat. B4 să nu fie mai înțelept de mat, C7. Deja acum e doar aproape nevoie. Da. Turn 8, dama B6. A luat și un pion și acum probabil că a cedat sau i-a căzut steagul, nu e clar, deși probabil că împinsul pionului. Bine, dama B7 mai merge, nu? Da, dama B7. Dama B7 cu... Da, exact, cu visul pionului. Da. Deci... Pionul B. Pionul B, da. Deci, putem spune... Ce putem spune de partida asta? Că și acum este foarte ușor de jucat. Da, ți se pare? Nu, de că pozițiile de tip engleză, dau așa înapoi, deci poziția de genul acesta este ușor avantaj din partea albului. Negru trebuie să se străduiască să scape, exact cum în siciliană se străduiește să scape de pionul din E4, aici trebuie să străduiască să scape din pionul din C4 care controlează avanpostul din D5. Cumva ideea albului, după cum se vede, nu a fost atacul la rege, nu a fost altceva, ci obținerea avanpostului în D5, controlul lui, punerea unei piese pe avanpost care îl deranja pe negru, după care s-a schimbat, a obținut în compensație, nu? De la avanpostul din D5 a obținut în compensație un alt avanpost la C6 și o coloană, coloana C, după aia a pus turn C6, a dispărut și avanpostul ăla și a obținut în compensație un pion liber care a câștigat partida. Acum elementele sunt combinate. În timpul unei partide asta este dificil, că în momentul mai prezent cuiva, deci prezint câte o lecție despre, nu știu, centru sau despre avamposturi sau ceva. Ori în decursul unei partide apar aproape toate elementele din șah. Nu poți să zici, în partida de astăzi voi juca la avampost și atât. Apar și altele, apar și legături, apar structuri de pioni, apar multe alte elemente, apar pioni liberi, atacuri la rege, etc. Deci, da. Deci, și tocmai asta este, de fapt, dificultatea, pentru că, în mod normal, înveți elemente și apoi trebuie să le bagi în mixer și să le amesteci. Și să-ți dai seama, cred că asta e una dintre problemele, bine, calculatorul între timp au mai evoluat, dar e important să-ți dai seama. Da, păi nu, da, e o problemă. De ce ar-și spun din ce am mai lucrat eu? Îi spui uneia, de exemplu, cu cineva și zic, vai, aici trebuie să ocup coloana. Următoarea partidă joacă și ocupă coloana. Și zic, nu e bine că ai ocupat coloana, deci aici trebuia să joci nu știu ce legătură. După care joacă altă partidă în care nu ocupă nici aia, face o legătură. Și zici, nu, aici trebuia să pornești atacul la rege. Și nu mai înțelege nimic, pentru că zice, bine, da, odată mi s-a spus să ocup coloana, doi, mi s-a spus să lupt pentru o legătură importantă, trei, nu știu ce, să atac la rege. Și nu-și dă seama de care element e primordial. Asta se obține prin experiență, cred că e foarte greu de explicat, dar este sau bine fiecare element. Sau prin partidele clasice. Da, cu răbdare. Nu? Da, să trecem mai departe. Kramnik fiind unul dintre clasici în viață. Unul dintre clasici, da, exact. Cred că e o partidă, acum am băgat eu la un moment dat așa spre Abbas în astea, e partidă de-a mea cu Andrei Dolana. Nu cred că a fost la un moment dat amenințări de... Dar până la urmă a fost de fapt o coloană. Eu am jucat cu negru, E5, cum spuneam că... De multe ori mai joc E5 ca să scap de sicilienele, am de trebuie să știi pe de rost cărți întregi. Cal F3, cal C6, e ok, italiană. D6 e o variantă pentru negru mai puțin analizată, dar interesantă. Mutarea clasică e nebun C5. Și mutarea destul de agresivă este cal F6, dar personal mi se pare riscantă mutarea agresivă cal F6, întrucât spuneam că negru este fratele cel mic, nu prea își permite ceea ce își permite albul. Deci aici există diverse, în afară de cal G5, care nu știu dacă e așa de principială, mutarea D4 mi se pare mult mai principială. Pentru că caută să deschidă jocul repede, îl fi mai bine dezvoltat. Mutarea cal G5 cumva mută și el de dor cu aceeași piesă și nu e chiar conform spiritului deschiderilor. Deci nebun C5 este o mutare foarte sănătoasă, unde nu există nicio răsturnare. Să o pune în ziua de astăzi, încă nu s-a deschis. Nu s-a deschis, nu s-a
descoperit. Așa. Bun, am jucat de 6, C3 se ocupe centru, G6, D4, dama E7, ok, rocadă mică, cal F6, probabil că mutarea, nu știu, nebun G7 era destul de exactă. Hai să scot calul repede, cal F6, cal BD2, își apără centru, nebun G7, DE5. Cal E5, e bine de schimbat calul, deci asta așa ca idee în pozițiile de tipul acesta. Dacă negru bate cu pionul, acum iarăși s-a deschis o coloană în care apar următoarele avamposturi. În D4, dar nu prea e, nu? Pentru negru, da. Pentru este negru în D4. Nu, dar în același timp obține altceva. Poate obține câmpul D3. Deci, acum nu poate să controleze și avampostul din D4 și să nu obții nimic în schimb. Decât dacă are pion în plus, adică nu știu, dacă stă ăsta așa în C2. Ok, câmpul D5 ar putea fi un pericol pentru negru. Calul din C6 este un pic instabil și foarte neplăcut. Aici mi s-a părut o idee de genul B4 cu ideea A4, nebuna 3. B5 destabilizează calul care nu are câmpuri, plus turnul F8, dama N7, etc. Deci asta nu mi s-a părut ceva. Este mult mai bine de schimbat calul din C6. Și acum cale 5 de 5. Am și eu posibilitatea, dacă vreau neapărat să joc C6. Deși trebuie să mă țin uneori. Andrei Dolan a câștigat spațiu, mai departe, rocadă, A4. Deci același plan, dar cu fără cai minus. Da, păi faptul că îmi dădeam cal cu B5 era mai rău pentru mine. Nu știam unde să fug din el. Unde? Prin D8, unde fugeam? Că mă încurcam, aveam multe piese. Și mă încurcam în ele. Turn D8. Deci, dintr-o dată, în poziția aceasta, cum se poate gândi într-o partidă? Lupta ar trebui să fie pe coloană. Nu am la ce să joc altceva. Nu o să pot să împing F5, că în momentul în care îți schimbă pe E5, cu F5 spargerile sunt mai slăbuțe, bate în F5. Nu pot să joc pe flancul damei, unde albul este cel care are mai multă presiune. Singurul lucru pe care se poate juca este coloană, unde și albul ar trebui să opună rezistență pe coloană. El a încercat să câștige foarte mult spațiu pe flancul ăsta, neglijând un pic coloana D. Turn de 8 este o mutare absolut principială, deci nu trebuie să... Foarte mulți încearcă în partidă căutarea unor calcule concrete, mutări concrete, să amenințe ceva. Nu, turn de 8 nu amenință nimic, doar se pune turnul pe cea mai bună poziție. Decât să stea în F8, stă mai bine în D8. Dama E2, cal H5, am început să-i cresc slăbiciuni pentru că amenințam cal F4. Ok, a jucat G3, nu m-a lăsat, pe cum așteptam. Nebune 6, aceasta a fost o mutare grea. Nu știu de ce, mi s-a părut foarte grea. Deci m-am gândit foarte mult la schimbarea. Poate pentru că primul instinct este să joci nebun H3. Exact. Primul instinct era ceva de genul nebun H3, damă G5, cal F4. Nu se întâmplă nimic, de fapt. Dai cu cap în zi, de fapt. De fapt, nu se întâmplă nimic, da. Exact. Și până la urmă, de fapt, concluzia este că pe coloana D, unde este singurul loc de intrare? D3. Și schimbăm nebunul, exact, care mă și cam irita un pic. Adică, deși aveam impresia că nebunul meu e mai bun. Știi cum este. Optimismul în șah este foarte bun. Da. Nebune 6 a schimbat. Deja nebune 6 n-am mințit. Împiedica mutarea nebuna 3. Pentru că urma turnia la D2. Da. Nebunia e 6, dama e 6. A început cu lama să conteze. Nebun B2. Vrea să joace C4. Turn de 7. Nu trebuie nimic deosebit. Turn de 1, turn de 8. Acum și-a slăbit un pic și flancul damei, adică dama are câmpuri de intrare. Pe B3, C4, A2. B3, cum mută calul din D2? Exact, ajunge pe aici. Cal F1 și aici am jucat o mutare. Către D5. Exact, cal F1. Exact, deci în momentul ăsta... Exact, deci este o luptă din partidă. Imediat, poziția. Da, exact. Iar nu mi s-a părut... Că după cale 3 cu ideea cal de 5 să joc C6, nu mă încânta iarăși foarte tare. Nu, de obicei, mutarea C6 ține controlul câmpului D5, dar dă și alte slăbiciuri. Și așa că gândul a fost să scap de acest cal care ar putea ajunge pe câmpul D5. Așa. Are cineva vreo propunere? Stai că deja i-am lăsat. Au adormit deja. Da, scoate, te rog, ce să scoate? Săgețile ca să se poată...
N-am ce să fac, să ce zile. Am vopsit deja tabla, nu mai pot. Înapoi. Pentru negru, negru la mutare. Negru la mutare. Dacă aveți o idee sau la ce v-ați gândi ca să jucați. Deci, în primul rând, trebuie așa. Albul amenință. Cale 3, cal de 5. Nu? 2. Dacă schimbă turnurile, dacă negru schimbă turnurile amândouă sau ceva, n-a făcut nimica. Poate chiar albul are mic avantaj, pentru că presează pe flancul dam. Păi, îi oferă coloana albului. Da, da, așa. Da, dar mi se spațiu, m-a enervat spațiu pe flancul ăsta, că vine B5, nu știu ce, și ține spațiu acolo. Matei a zis nebun H6. Așa, bună seara. Marius a spus bună seara. Sau una seara. Bună, una este seara, Marius. Una este seara. Am bună. N-are mica. Bună seara, Marius. Deci, așa. Spațiu, da, mă deranja că se câștigă spațiu pe flancul ăsta. Simțeam ca o presiune. Cred că de obicei șahiști în timpul partidelor simt presiunea pusă asupra lor. Tu simți așa? Da, mă nu scot ce nu simte. Eu simt ca și cum mă presează pe mine. Robert, da, scrie cu roșu, deci Robert e deosebit. 2407. Nebun H6, așa. Leviatanul a zis nebun H6. Și Teo a zis F5. Cam curajos, Teo. Cam curajos. F5-ul, spuneam, revin la asta, deși uneori poate merge chiar în poziție, pentru că am coloana, dar de obicei nu vreau să distrug structura de pion, mi-e frică să joc mai F5. La bătaie trebuie, la bătaie trebuie să iau cu dama, da. Și da, pionul din E5 rămâne un pic suspendat. Da, da, rămâne un pic... Așa, deci asta C6, Ștefan Bordeanu, C6, spuneam că nu prea aș vrea. Deci mă deranjează să vină către câmpul de 5. Și într-adevăr, pot să spun? Bă, așa, într-adevăr, am jucat nebun H6, pentru că nebunul din G7 nu mi se pare că facea mare lucru. Și voiam să, nu știu, să tai calul ăsta. Există posibilitatea de cal F6 ca să pui presiune pe E4. Da, mi se pare că nebunul nu face nimic aici. Iar planul meu diabolic era altul. În afara faptului că vin cu nebun H6, mă gândeam că poate la un moment dat albul va fi curajos, va împinge C4 și se va slăbi un câmp pe D4, aveam post. Și pentru asta ai nevoie de cal. Și pentru asta am nevoie de cal, care în condițiile de nebun H6, calul cum ajunge cal în D4? Cal G7, E6. Cal G7, E6, D4. Chiar vreau să te întreb ce faci cu calul acolo pe margine, că mi se părea că zace și nu face nimic. E un cal ascuns. Și cum? Deci un cal ca un șarpe. Dama H3, cal G7 sau dama E7? Nu, nu vreau, nu. Dama o țin în E6. Pentru că în momentul în joacă turnia de 7, joc dama ea de 7 și să obțin coloana. Deci eu țin tensiunea pe coloană, pentru că la orice turnia de 7, dama ea de 7, am obținut coloană. Acum, în parte, ce să vă spun? Știam mai cu siguranță... Da, știam cu siguranță că Marius propune... Dama B3. Dama B3. E o idee de intrare prin B3, într-adevăr, Marius. E o idee, trebuie văzută și aia, concret. E o idee. Că îi dai voie să vină cu cale 3, să-și da, exact, cale 3. Bine, probabil că voia să ia pe aici. Damele, nu? Nu asta e ideea, că s-ar schimba damele. Da, dar nu voiam. Voiam să mențin presiunea. Voiam cam totdeauna la turnia de 7 spus. Dar știi că trebuie să fii atent la dama B3, la ceva de genul cale 3, cale 5 și turna 3 să-ți prinde dama? Da. Acolo? A să avem cale 3, cal de 5 și turna 3 și să-mi prindă dama în B3. Da, probabil. După ce schimb un turn. Da. Ok. Da. Așa mi-a venit ideea. Calul, da. Cineva spune calul bea apă. E, sau mănâncă jar. Aici depinde. Câteodată bea apă, câteodată săracul îl mănâncă lupii pe marginea tablei. Ok, deci asta a fost ideea. Cumva, ce vreau să vă arăt aici? Cum arată și modul de gândire? Măcar partea asta o știu că am jucat eu. Deci știu modul de gândire exact. Într-o partidă m-am gândit așa, s-a deschis coloana, o ocup, dublez turnurile, am reușit să schimb nebunul din C4, ceea ce a fost o idee bună. Așa, și apoi mă deranjează cumva avampostul din D5. Am anihilat posibilitatea de avampost din D5. Dar oricine deci... și-ar fi dat un nebun pe cale. Păi bine, dar îți dai seama că dacă iau aici, nici nu poate să ia cu dama, trebuie să ia cu pionul, vai de capul lui. Ah, da, uite, asta e interesant. Nici nu are cum. Deci. Ok, mai departe. El turnia de 7, eu dama ea de 7. Mulțumit. Deci ți-a dat coloana. Mi-a dat coloana. I-am mulțumit. Ce să-i zic așa? Bine, n-a văzut altă continuare. Nu prea are continuare. Da. Nu știu, rege G2 să stea pe loc. Rege G2 F6, probabil. Că încep să mă așez cu cal G7 la un moment dat.
eu dacă vreau la un moment dat supărat, pot să joc și turn de 6, damă de 7 și tot obțin coloana. Poate trebuia să joci C4, să pună presiune pe E5? Când joci C4 și pui presiune pe E5, rămâne câmpul sunt total de acord, doar că de 4. Poate că atacul meu e mai rapid decât manevra ta de cal. Sau poate nu. Dar ce faci la C4? Trebuie să calculezi. Știu, bătaie și damă da. C4. Da, da, asta și trebuie. Și nebunie E5. Știu. Trebuie să văd acolo. Okay, albumul, că... Bine, nu luam așa imediat, dar probabil. Am jucat turnia de 7, dama ea de 7, sub presiune întotdeauna. Este greu să iei măsuri, să te întinzi chiar atâta. Nu uite, ca... mi se pare că a făcut-o, nici nu și-a dat seama că a făcut-o concesie foarte mare, totuși, din coloană. Da, probabil că a considerat că nu e așa mare scofală. Aș ca C4 acum, ca să mă atace în E5. După ce a dat coloană. Da. F6, iată calul care bea apă, cum vine. Iată că a apărut și... sau să-l fac cu roșu. Pentru alb. Din punct de vedere al albului este un câmp slab. Când n-am fost. B5. Continuă să ia spațiu. Într-adevăr, e deranjant. Pentru orice final, este foarte deranjant spațiul ăsta pe aici. Da, dacă nu cumva devin slab. Ce să spun? Mie mi-e teamă mereu că dacă ajunge, degeaba iau eu pe aici un pion, dacă ajunge pe linia 7 și mi-a un pion de pe aici sau ceva, s-ar putea să-mi facă damă. Deci cu cât pionii avansează, poate mi se pare că forța lor crește destul de mult. Și apar diverse lovituri tactice, deci mi se pare că în pisul pionilor nu e greșit, într-adevăr, dacă nu-i pierde. Cal G7, negru își continuă planul, după cum vedeți, nu... cine zice? Cal F6, nu vreau să-l duc prin F6. Planul merge pe... ca pe roată. Da, dar ce spuneam, adică nimic deosebit. Pur și simplu... trebuie să spui aici că nu te avantajează schimbul de damă deocamdată, nu? Deocamdată, încă nu vrei să-ți aduci mai întâi calul, bine. Aș vrea să aduc calul. La un moment dat, în final de stat, din genul ăsta, cred că te-ar favoriza, dacă trebuie să-ți aduci piesa un pic mai bine, nu? Să da. La o damă F3, ziceam, mă rog, cale 6 sau cale 8. În fine, nebun C1, s-a gândit să-l schimbe. Ca să-și aducă cal P3, totul. Da. Și eu am jucat damă de 4 înainte. Am ocupat avanpost. Glumesc, desigur. Nu cu dama se ocupa, am pusurile centrale, se ocupă cu piesele ușoare. Dama de 4, nebun B2, dama de 3. Dama de 4 creează niște probleme tactice, nu? Trebuie să am trecut, da. Nu? Dacă nu joacă nebun B2. Da, da. Atunci schimb nebunul și ai câmpul de intrare cu dama, nu? Da, eu așa am zis, te schimb în C1, dar și obțin câmpuri. Și ceva, că în cal pe aici eu pot să joc cal de 7, cal de 6, cal de 5 eventual și să atac slăbiciunile de peste tot. Plus că nu mai are cale 3, cam damă ia pe 4. Da, este important. El a jucat nebun B2, damă de 3. Cum spuneai tu, nu e bine să schimb damele. Nu, a venit momentul. Nu, la un moment dat, finalul ăsta trebuie să te avantajeze, că doar tu controlezi cu rămân, nu? Da, mai turnia, exact. Turna 3, m-am gândit să nu schimb turnul, pentru că atunci e ca și cum n-aș avea coloană. Putea sta mai bine dacă schimbam. Dacă avea avantaj de spațiu. Avantaj de spațiu foarte mare, nebunul destul de bun. Și la turna 1, ce ți-ai propus? Turna 1, eu mă gândeam să joc turn de 7, să spun zice. Mă mai uitasem la posibilitatea turnia 1 cu ideea să vin cal E6, cal C5. Pentru că nu participa la timp nebun. Da. Dar părea cam puțin, adică mă gândeam că da, turna 1 era cea mai corectă, mă gândeam că să joc turn de 7 cu ideea cal E6. Cu, venit, cu idei de cal C5, da. Același atac dublu, dar exact. Cal E6, cal C5. Exact. Și turnul tot așa, se intre când are chef, când are chef. Ban de 3, ban de 1, pendulam. Și mutarea cale 3 nu e periculoasă. El a... B2 este foarte frumos blocat de pe 5, F6. El a jucat turn F3, s-a gândit să joace un pic agresiv. Și am jucat cale 8. Cale 6 era mai bună, dar n-am calculat-o. Era prea complicată. Am zis. Probabil trebuia să încerce să deschidă nebunul. Oare cum e următoare gen F4? Când așa? Nu cred. Ce-ai fi jucat la F4? Nu știu. Nu m-am gândit. Un B1? Nu știu. Da, interesant. În general, mă pregăteam să intru pe aici cu piesele. Și dacă iau un F4, să joci... Un F6. Da, interesant.
Măcar Half destul și Life eu. Mi se pare că 5 piesele albe sunt un pic se dominate. iau pe aici. Da, sunt cam dominate. Într-adevăr, doar că, ce să spun, din punct de vedere practic, parcă nu prea bine. Când Bine, ești așa înghesuit. turnaul nu era cea mai Da, turnaul nu era cea mai în ok regulă. și probabil după aia se joace A cu jucat turn F3, mulțumit, a crezut că face suficientă presiune pe rândul F6. M-a deturnat un pic, eu cale 8. mi se pare foarte Nebun C3, așa turnul și-a F3 imaginat el. cred că este foarte rău. Așa și-a imaginat el apărarea, Mi-e da. închis, parcă. Nu? Eu am venit aici, da, și aici asta era forța și am jucat cale 6, deci asta a fost lovitură Păi nu prea neplăcută. mai are cum să-și apere C2 pe Da. Iar turnul stă curățenic. Turn F6, cale E4. Turn F3. Turn C1. M-am bazat pe mutarea turn Wow, C1 care ce frumos, cu debusolează pierderea toate lui Gal. piesele. Da. La nebun B2 am reușit ca să nu văd aici mutarea câștigătoare. Întrebăm? Lăsăm un Da, minut? bine. Hai să vedem Lăsăm. deci ce joacă negru. Viatanul zice că da, Marius ar fi avansat. Dacă ai Dar fi avansat Marius la avea C5 presia. cu albul, negru ar fi jucat C6 și-ți bloca pionul pe culoarea nebunului tău. Cred că la tură pe cal am impresia că negru va pierde. Așa am impresia. Rămâne pionul ăsta pe I5, E, nu? se pierde ăla, nu e pion slab, e pion lipsă. Deci că trunfeul rege F1 Mă cade rog, de ia câteva mutări vine cu Miriam regele. câteva. Îi activizăm Da, și nu, nu regele. e bine. Altcineva? Nu e neapărat un joc ca la Petrosian sau Petrosian, dar uneori poziția așa cere. Deci poziția cere să joci pe coloană, să joci pe avampost. Să... Nu aveam ce să scot în poziția. Indiferent cât aș fi vrut eu să joc de agresiv, nu puteam să joc. Matei, cal de 2. Cal de 2, Matei. Păi și dacă joc Nebunia C1? Nu e chiar Marius. așa de ușor de găsit mutare. Știu, eu n-am găsit-o. Eu am găsit-o. Ești mai bun. Bravo. Ei, bine este când joci sub tensiune în colegiul partidului. Nu, calculasem altă mutare de câștig. Deci eu calculasem... Eu calculasem altă mutare de câștig. Bine, eu am văzut o mutare, deci tu ai văzut două, înseamnă. Adică sunt două. Da, sunt două. Marius zice, turn C2, ce? E turn B1 și turn B1 și cal D2. Marius, da, turn B1. Marius, turn B1. Matei a zis cal F3. Cafe 3. După cal D2 l-am întrebat ce se întâmplă la nebunia C1. Ah, și de șoc și de nebun. Și a zis cal F3, da, și la rege G2. Trebuie să vadă că e așa. Exact. Deci aici, într-adevăr, cum au văzut, cei mai mulți au văzut ceea ce am jucat eu. Vă mulțumesc. Și? Matei m-a dezamăgit, a văzut continuarea bună. A văzut mutarea cea mai puternică, da. Bine, dar Da, turn B1 turn și la B1, eu am B1. jucat în partidă mutarea turn B1. Mutarea cal de 2 era într-adevăr mutarea Și care cea mai, câștiga clar. care câștiga clar. Nu știu de ce m-am uitat o clipă în cal de 2. Deci simțeam aici că e câștigată, dar deja, bine, cred că am intrat și în criză de timp. Părea psihologic, se vedea că e pierdut, adică nu aștepta doar să cedeze. Și cumva am calculat, eu când am intrat cu turnul ăsta am calculat, că când am intrat cal de 6 și cu ăsta am calculat că aici câștig cu turn B1. Într-adevăr, mutarea cal de 2 și la nebun C1, cal F3 și la rege G2, cred că nu m-am mai uitat la mutarea cale 1, care câștigă o piesă. Adică, așa, drept pentru care a Dar jucat turnul mutarea B1 părea turn mai B1. frumoasă. E mai frumoasă, știu. Și el nebun C3 Și turnul B3, nu? și eu turn B3, exact. Și? Nu știu eu de piesă? Ba da, și el a jucat asta, i-am luat, mi-a dat șah, am pus nebun F8 și a cedat. Și avea o mutare mai bună decât nebun C3. Nu știu dacă avem. Și atunci asta de ce nu câștigă? E prea lentă. Ei, cred că fiecare aici, cred că e chestie de gustibus, ca să zic. Da, stai puțin să Sau văd. rămân prea multe piese pe tablă? Nu, cred că la un moment dat a trebuit să mă uit. Mă uitam la următoarea poziție. Deci, nebun C3, turn de 3 corect, bătaie, șah, nebun acolo. Și acum a cedat, eu mă uitam la Cale ceva de 3. gen cale 3. Da, mă uitam să încerce să continue. Cale 3, cal, sau nu știu, Cale turn 6. de 7, nu, cale 3 din prima. Știu, da.
Trebuie să mai calculez totuși niște mutări, adică... Și atunci unul și-a fi calea C4 și a câți ani C7 e calea la E3-7, am descoperit. Nu, da. Poziția asta cu siguranță se câștigă, știu că m-am uitat un pic cu scuie. E câștigată, dar era mult mai exact acolo ce da pe loc. Deci asta a fost o altă partidă pe care vreau să o arăt. Deci cum se desfășoară o partidă reală, între oameni reali. Eu și cu Andrei Dolan, asta e mai real decât Kramnik și cu... Da. Da, Aronian. Bine, pe Aronian îl știu, măcar. Virtuală, da, măcar. Exact. Deci dacă i-am văzut în realitate, înseamnă că sunt real? Că pe Kramnik l-am văzut pe Aronian, și pe Aronian. Pe Aronian îl știu bine, adică nu, okay. L-am și ciupit sau l-am... Ok. Ai și jucat. Am și jucat de vreo 3 ori, măcar. De 3 ori, adică sigur. Bun. Dar spun așa că astea se aplică, nu trebuie să fii petrosian, nu trebuie, deci trebuie să înțelegeți că astea sunt singurele elemente. Deci în poziția aceea nu aveam alte elemente. Și n-avea alte elemente nici dacă ar fi jucat Kasparov, n-avea alte elemente de jucat cu negru în poziția aia. S-a deschis coloana, cu siguranță ar fi dublat turnurile pe coloană și eu zic că cu siguranță ar fi jucat cum am jucat eu. Da. Acum, este destul de logic. Deci asta vreau ca să vă spun, să înțelegeți că... Așa, da, Matei a văzut și cale 1. Poftim? O sumă a conceptelor învățate până acum, nu? Coloană plus avampost. Da, coloană avampost, păi, dar deja vreau să le amestec un pic. Deci asta de-aia am vrut să arăt o partidă, nu pentru că se pare cum l-am bătut eu pe Andrei. Da, deja am spus că ne ocupăm de avamposturi, am spus că nu neapărat avamposturi pe coloane deschise. Vă spuneam că sunt coloane deschise, coloane semideschise. Acum am vorbit așa despre avampost, a fost pe coloană semideschisă partida lui Kramnik cu Aronian. A fost semideschisă, era câmpul D5 avampost, după care a devenit avampost pe coloană deschisă, câmpul C6. Deci deja încep să se joace între ele. Să vedem o partidă de-a lui Judith. La campionatul mondial de la Timișoara, atenție, din 1988. A fost prima dată când am fost antrenor din partea Federației Române de Șah. Am fost trimis la campionatul mondial din Timișoara și mă ocupam de pregătirea juniorilor. Eu aveam doar un an de șah. De șah? Da. Wow. Eu eram deja antrenor. Ok, să revenim la ale noastre. Ea avea deja Elo 2560. Da, da, știu. Și partea noastră era Istrățescu, era extrem de... Iudit Polgar, da, stai, a jucat... Istrățescu, cred că era la sub 16. Istrățescu a jucat, atunci a jucat, știu sigur, cu Kamski, cel pe care Kasparov îl vedea viitorul campion mondial, l-a dominat din viteză și toate alea, a făcut remiză, până la urmă a rezistat Kamski. Iudit Polgar a făcut remiză cu Schwarzman atunci, care era vedeta României, da, exact. Parcă a luat medalii sau la chiar locul? Schwarzman sau Iudit? Iudit. Cred că a luat medalie. Nu știu sigur ce loc a luat, că nu a antrenat cu Iudit. Eu mă uitam la noștri mai mult. Ok, deci revin. Deci, bătaie, bătaie. Deci ce știai atunci? Câți ani avea? Hai ca statulești. Aproximativ. Sub 50, nu? Ce? Nu știu, cred că avea puțin. 12-13 ani. Așa, ok. Să vedem ce știa. Nebun de 3. Asta este o linie destul de interesantă de combatere, nu știu, a carocanului, apare și în gambitul damei, în care totul se joacă, dintr-o dată s-au schimbat niște pioni, dintr-o dată apar niște avamposturi. Avampostul E5 pentru alb, avampostul din C4 pentru negru. Cum vă spuneam, dintr-o dată avem niște elemente, schimbul damelor favorizează pe cine favorizează schimbul damelor? Poate spune cineva? Dacă dispar damele de pe tablă, exact. Nu? Pe cine favorizează schimbul damelor? Pe alb sau pe negru? Adică de asta este cine a și fost la lecție. Știi că dacă nu e greu, că nu scrie nicăieri. Păi răspund dintre cei care au fost la lecție, nu? Da. Cei mai mulți care au fost, adică Matei, Teo, cred că au fost la lecția asta. Pentru că altfel nu... Așa. Da, 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 corect, corect. Și Marius, uite ce frumos a scris, pentru cine atacă pe flancul dam. Nici nu mai trebuie să spun eu, citesc ce scrie el și deja e suficient. Bravo! Foarte bine. Deci, astea e bine să le știți pentru că nu știu dacă cineva de aici poate să-mi spună cineva care a găsit într-o carte undeva că scrie referitor la avamposturi ce piese trebuie să schimb sau nu schimb. Bun, într-adevăr, pe negru avantajează, deci dintr-o dată cu albul știm că nu vrem să schimbăm damele. Cal C6, C3 pentru a evita să permitem dezvoltarea nebunului din C8. Cal F6, nebun F4,
Nebun G4 este mutarea cea mai normală pentru a dezvolta nebunul, deși aici există damă B3 și există mai multe așezări. Damă D7, damă CO, fiecare cu avantajele și dezavantajele ei. Dama din D7 are avantajul pentru că după cal D2 cu ideea cal F3, cal E5, dama din D7 stă perfect ca să vină nebunul în B5 să o ia, dacă schimbă în D5. În E5, pardon, A, pe dacă avanpost, schimbă calul. dacă schimbă calul. Și nu Deci are stă. timp să joace E6, nebun E7, rocadă? Păi Nu prea are, nu? E6, cal F3, nebun Nebun E6, E7, poate. cal aici, rocadă, are timp, dar E iese bizar. un minus la calcul. Și Așa. problema e că... Bine, probabil înseamnă că trebuia să joace direct pe CO8 atunci, Păi, nu? asta este întrebarea. Deci aici este o problemă după damă B3, dacă damă C8 sau damă D7 mai bune, fiecare cu preferința lui, mulți joacă damă C8, mulți joacă damă D7, ce pot să spun? Sau ca să spun așa, ca rabinul ăla, foarte mulți joacă damă C8 și foarte mulți joacă damă D7. Și Elementul cu mare preferință. ceilalți mulți nu joacă aruncan. Bun, deci asta este dintr-o dată apare câmpul E5. O să vedeți cum a jucat Judith Polgar. E6, deci juca și ea Ea era variante cu simple, albele ea atunci. era cu albele, exact. Dintr-o dată se poate vedea că o copilă, sau cum să zicem, la 13 ani sau cât, Deci nu știu exact, mai dar cam aproximativ. aproximativ, cam așa de mă surprinde. Acum nu Dar mult văd că e avea under copilul. 18, dar ea cred că 2560 avea deja el. poate avea un pic mai mult, poate avea 14. Deci era la sub Nu le 18, dar nu era văzut și așa de nu mare. avea cum să Nu fie. avea, nu. 12-13 ani maxim. Da, dar a jucat de obicei mai sus. Mi se pare Și la interesant. băieți. Și la băieți, evident. Bun. Deci, într-adevăr, Alex Costin a răspuns și el la negru. Foarte bine. Bun. Deci, iată, dintr-o dată, negru face o greșeală. E6, după care, imediat, ar trebui să știți care este planul albului și cum joacă albul la victorie. Poate să spună cineva, să scrie niște mutări ce ar trebui albul să facă în poziția asta. Poziția asta, din punct de vedere practic, eu zic că este măcar plus pe minus. Adică, eu aș spune că e câștigată pentru Dacă albul, da? ideea care nu era că poți să scoți nebunul, Să încerci să scoți, da? Dacă nu jucai franceză. Dacă voiai să nu scoți nebunul. Marius, ce... NS76. Adică? Nesemnat? Născută 76. A, născut în șapte... A, e născut în 76. Deci are 20, avea 12 ani. Maxim. În 88, Aproximativ. da, aproximativ 12 ani. Oh, mersi, Marius. Chiar nu înțelesesem. Ai văzut meseul ăla? Ai crezut că e o mutare, Am ceva, crezut nu? prima oară, da, m-am uitat. Da, uite, am înțeles, am înțeles. Pot să iau o gură de cafea, da? Este o Mulțumesc. voie. Mulțumesc. Așa. Și spuneam, iată, se leagă iarăși între ele. Într-adevăr, Matei a apucat să scrie. Așa. Cal F3, cal D2, rocadă, Ciocă la avant cal maxim. E5, exact. Și dacă schimbă pe E5, bate cu pionul. Apoi se folosește de puterea pionului din E5. Și Și deja gata. Și lecția o deja știm. lecția intră dintr-o lecție într-alta. Bun. O să vedem cum a jucat. Cal F3. Deci până aici rocadă, cal de 2. Perfect a jucat Iudit, nu? Exact cum mi-a spus Matei. Poate știe partida. Poate că particula aia a citit în viitor ce spune Matei și a jucat. Particulele cuantice. Da. Ok. Bun. Damă B6. Deci deja a încercat o distragere. Da, damă B6. Damă C2. De obicei, așezarea normală este cu dama prin E2 sau, dacă îi se permite, dacă ar fi jucat nebun de 7, de exemplu, de mutarea calei 5, dama aș vrea să o aduc prin F3, H3, eventual, turnul prin D1, E1, după prin E1, E3 E3, trambulină și și după aia undeva prin unde G3 se și poate. invazia pe flancul regelui. Deci, de asta spuneam că, fiind nebun închis aici, nu participă la apărarea regiului și pare total de neapărat flancul ăsta. Și Nebunul probabil că e și de este. 3 Exact. Deci se cred că ar trebui domină. pusă, cred că în acest moment mutarea E6 ar fi trebuit pusă semnul întrebării 1-0. E un pic Cine exagerat. spune la lecția ta că Da, negru e pierdut, nu? Radu da. Da, lecția îl de cheamă? la... Da. Radu și Maicon. Cel mic care vine la Știu, 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 fundație, știu, nu? știu, știu, știu. N-am uitat acum. Știi că la nume sunt Da. slab.
Așa. În fine, nu m-am mai Dacă deconcentrat. este live, să ne spună. Să ne spună, nu? Da. Ok. Mergem mai departe. Deci e 6-1-0. Și acum Exact, vedem calfet, cum... execuția, Da. nu? Bine, negru a încercat totuși să o irite. A jucat dama B6 ca să nu-i permită așezarea cu cale 5, dama F3, dama H3, atac pe H7, evident, noua slăbiciune, noul călcâia lui Ahile, nu? Așa spuneam, călcâia lui Ahile este acesta clasic, dacă după ce face rocada, nouă călcâia lui Ahile e acesta. Îi schimbă călcâiele. Ăsta e cel din dreapta, ăsta e cel din stânga. Și venirea turnului, care se folosește ca trambulin. Ok, deci a jucat dama B6, dama C2. Mie personal nu-mi place dama C2, dar mă Ce întreb. faci? Ți-e face dama pe G4, pe H3, Nu-mi cam, place nu? dama C2. O fi bună, dar nu-mi place. Nu, nu-mi Ce ai place fi dama. jucat aici? Nu-mi place. Turn Nu știu, mai B1? bine turn B1, da. Părerea mea că turn B1 e mult mai bun. Bine, dar O dama să se poate vorbesc cu reloca. Marin Mihai să-i spună lui Iudit Pologar când se duce că a greșit aici, a pus dama C2 și nu mi-a convenit. Da. Ce? Nu mi se pare ok. De ce nu mi se pare ok dama C2? Ia să văd dacă are cineva o părere de ce nu e ok dama C2. Să spun o părere. Nu că mă interesează așa ca mod de a privi lucrurile unde stau piesele bine. Mă interesează foarte mult piesele să stea bine. Dama C2 nu stă bine. De ce? Nu căutați pe Wikipedia. Deci, nu e voie. Ce? Cred că e greu. E pus să scrie cam mult. De ce? Ah, da, poate e mult de scris. Îi mai lăsăm un pic. Da. Ce simțiți? Nu? Ce Da, simți? ce, de Nu, ce acum trebuie să fie credeți că ceva, un e rezumat părerea, da, de ce la credeți că eu limba am, română. da, de ce credeți că eu spun părerea asta că dama C2 nu mi se pare ok. Care ar fi motivul? Wow. Marius. Probabil că recitești tu? E în spatele nebunului, spune Ștefan Bordeanu. Stai, nu, pe el, pe Marius, e Ah, primul. Matei. Ah, probabil pe 2 atacă la rege, Matei, pentru că stă pe coloana negrului. Da, Așa. asta vreau să zic, pe coloana ce poate să fie un turn să amenințe și Ștefan al Bordeanu, B4 în cade. spatele nebunului. Asta cum se... Leviata nu spune, asta e poziție de London System. London înseamnă Londra? Da, în care albul joacă cu D4, nebun pe 4, E3, probabil negru sparge cu C5. Cu dama în C2, parcă și acolo dama căuta să vină după cale 5 în F3, H3. Sau pe E2, adică în C2, așa, și Și în în London se London se pune pune în am B1. B1 ca să dea și B4 acolo, da, dar e ciudată totuși aia. Da, știu la care se referă, Marius da. adaugă la proi pe 2 atacă regele, adaugă și cu piunul din E5. Da, e adevărat. Ștefan Bordeanu e în spatele Spatele nebunului. nebunului și în London se pune în B1. Da, e adevărat, acolo în C2 mai puțin. Principalul, cred că esența cumva la ce nu-mi place mie, cam ce spune Matei, adică nu-mi place pentru că am impresia că în momentul când o să vină un turn în C8, se uită îngrozitor la damă și are posibilități de genul cal B4 Să schimbe să schimbe multe. nebunul de forță sau cal D4 și nu văd unde găsesc loc bun de damă. Dacă ajunge un turn în C8. Asta nu mi-a plăcut, mutarea dama în C2. Probabil că se gândește la nebun de 7 cale 5 și nu ai timp de turn C8, pentru că am calea de 7 nebunia H7-7. Dar altfel cam ăsta ar fi motivul într-adevăr pentru care o damă, de obicei, trebuie să asta le spun multe ori care fac. Trebuie să pui întotdeauna să cauți dacă poți turnul contra damei adverse, mai ales aici unde e o coloană care se poate deschide, se poate controla pe ea. Dacă era pe coloana D, o damă în D1, nu juca turnul D8, întrucât era foarte mică șansa să se deschidă coloana. Dar altfel, dacă dama neagră e N7, cu albul oricum pui turneul. Bine, turneul oricum e utilă, dar oricum pui contra damei imediat. De Bine, obicei, dar obișnuiți-vă să puneți nebun de turnul contra șapte damei. cale cinci, bănuiesc că trebuie să joace nebun 8 sau ce trebuie Sau să turnul joace. D8, nebun E8. Da, tot apare o problemă cu turnul C8. Deci, părerea mea că mutarea dama C2 nu este... Și asta voiam ca să vă spun, să vă dați seama. Dama C2, nebun de 7, cale 5, H6. A vrut să se ferească de nebunia H7. Cred că nebunia H7 în prima e chiar mai bună. Da. Doar că slăbește flancul. H6, slăbește flancul. Ce face acum albul?
calfetrei, la timp încât să își regrupeze dama, să scape de pe coloană. Da, da. Turnul C8, dama de 2. În principiu, dama stă pe 2. Acum, Judith Polgar, fiind o jucătoare extrem de concretă, a jucat dama de 2. Am văzut, i-a licărit un sacrificiu. Exact. Dintr-o dată, da, e foarte interesant asta. Știu pe cineva care... Cale 4 nu pare să meargă. Da, în spatele nu stai să vă pe unul 5. Nu, așa, Marius zice, deranjează pe viitor cal B4, da, cu turn C8, exact, Marius. Asta spuneam și eu. Dama de 2, într-adevăr, pregătește niște sacrificii la H6. Nu mai știu, este o fată care joacă la Panova, care joacă sistemul ăsta mereu, bate în D5 și joacă cu nebun de 3. Și joacă foarte agresiv, dar nu mai știu cum o cheamă. Am jucat cu ea? Nu. Cred că o știe Matei. A bătut-o pe Cosman la ultima finală. A făcut-o praf în Diana Regele, a făcut-o mat. Care joacă foarte agresiv. Era cu negru, fata asta. A, deci e o junioară. Da, o junioară, da. Și în care se așează exact așa, pune, da, pune, sacrifică în H6 și foarte, foarte periculoasă în joc. A fost și la mare, da. Nu știu cum chiar. În fine. Și, dintr-o dată, negru și-a slăbit flancul. Atenție pe flancul unde atacați. Dacă e bine să-l faceți pe adversar să mute din pion, pentru că apar slăbiciuni. Pentru el era mai ușor să se apere cu pionul H7 decât cu pionul H6. Cu pionul H6. Structura cu G6. Permite nebun H6. Da, permite. Brăcăcesc, mersi Matei. Brăcăcesc. Așa. O știi? Am auzit. Da, și eu am auzit. Am și văzut-o. La mare n-a jucat prea grozav. Dar știu că pozițiile astea le joacă Andreea Cârlig, avea probleme cu ea. În pozițiile de genul ăsta. Da. Și de-aia știam că tot ne uitam cum să facă față și Brăcăcescu vine cu toate și atacă distrugător, distruge tot flancul. Nu contează dacă e bine sau rău, dar sigur distruge tot flancul ăsta de aici. Deci, sacrifică tot. De majoritatea partidelor iese. Da. Da. Ok, deci, mă spuneam, iată nebunul. Asta este principalul minus, nebunul din D7, care nu reușește să apere flancul regelui. Acum deja se poate amenința nebunia H6. Nu este nicio problemă, nebun H6, GH6, damă H6, cu ideea cal G5. Și după aia vin și cu turne, 1, turne, 3, turn H3. Era calea D7 și nebun H7. Da? Cine calculează așa toate chestiile astea de 2 lei? Bun. Deci, nu, dacă ideea așa e, dacă iau un H6 și pot să pun cal G5, gata, s-a terminat. Că până m-am venit nebun H7, rege H8, cal F7 mat. Deci, poziția e deja se amenință un nebun H6. Să vedem cum s-a apărat. Dacă ai 2 cai. Exact. Turn de 8, deja se pregătește de apărare, ca după nebunia H6, GH6, dama H6, să aibă nebun F8. Exact. Bine, turn F1, nu sunt de acord neapărat cu turn F1. Da, ai dreptate, rămâne și calul meu. Nu cred că nu era foarte. Nu era? Poate cale 4. Poate cale 4 sau să încerce să blocheze asta. Ok, turn F1. Acum e ca și cum negru are multe. Aici sunt, bun, sunt două sisteme de atac. Poate cineva să-mi spună un sistem de atac? Bine, să-mi spună cineva un alt sistem de atac în afara sacrificiului în H6. Vă rog să căutați, gândiți-vă logic. Păi, ai spus ce ai jucat Iuliuș. N-am spus. Ba da? Ba nu. Păi nu. N-are nicio legătură mutarea lui Iuliuș. Era o mutare. Iuliuș a jucat un F1. Nu are nicio importanță. Nu schimbă cu nimic. Deci sistem de atac. Ea cumva cred că a controlat câmpul E4. E ok, nu mă interesează. Nu e un sistem de atac. Turn F1. Ba chiar încă eu critic nu te arată. Păi, probabil că vrea la unde să facă trambulină. Nu știu, nu spune. Nu te-am întrebat pe tine. Aștept să găsească cineva un alt sistem de atac în poziția asta. Deci e o structură destul de importantă. Deci dacă era dama în C2, da, ce se întâmpla dacă era dama în C2? Am F7, se joace calea F7, zice. Păi și ce rezolva după regia F7? Dacă era, poate dama în D3 să fi fost invers, să poți să joci nebun, damă
Dar mă Gen 6, 6, dar da. nu se vede după Tonus RGF8. RGF8, da. Și ceva, bun, ia H6, deci să distrugi tot. Dar nu este. Este foarte important să realizați, pentru că la un moment dat, în partidă poți să ajungi așa și zici, bun, știam de acolo, avampostul, nu știu, am schimbat în carocan, așa, mi-a venit cu calul pe E5 și se joacă cumva pe coloana E cu turnurile. Să joace cumva pe coloana E cu turnurile, adică ce, să se joace cu turnurile pe coloana E. Sau să pune turne 1, turne 2, turne 1. Și ce face după? Deci trebuie găsit, atenție, căutați planuri agresive. Deci în momentul în care apare un avampost, cum e aici, avampostul din E5. Avampostul din E5, dacă împărțim tabla, o tăiem așa, cu farfeca, vedem că este pe partea flancului rege. Deci, dintr-o dată, ne vom gândi că atacul nostru se desfășoară pe flancul regelui. Plus că avampostul de aici se vede că duce către flancul rege. Asta era apropo de lecția. Cât mai multe forțe, nu? Și nu numai asta, trebuie să încercăm să de un plan pe partea... Nu, să nu, nu. Zice, tastez și apare după 20 de secunde, e furtună. Matei întreabă ceva. Merge ceva de genul G4, G5. Eu am vrut să zic H3 cu ideea G4 sau chiar și cal H2 cal G4. Păi adică ce, dai dreptate la Matei? Îmi place ideea lui, la asta mă gândeam și eu acum. Te uiți în gura, Matei. Așa. Deci Marius, tastezi și apare pe 20 de... Nu știu, da, imaginea puteți noastră oare apare la timp? Ceilalți, că ne vedeți bine sau nu ne mai vede nimeni? Nebunghe 6. O, oh, un atac în forță. Curajoasă, nu? Nebun G6, bine, dar ăla dacă se pare joacă nebune 8 și se apără și nu face nimic. Dar poate să ia în G6. Nu, nu e bine. Nu e bine să dați neapărat piese. Încercați, într-adevăr. Deci e o idee foarte bună. Că trebuie să deschideți, când atacați asupra cuiva, trebuie să deschideți coloana asupra regelui lui. Sau asupra flancului unde atacați. În atacul minorității se deschideau coloane pe flancul damei. Albu căuta să deschidă coloane. Pe partea unde ataci este bine să deschizi coloane. Încercați să deschideți coloane fără să dați piese. Dacă se câștigă imediat cu o mutare gen nebunia H6, atunci da. Dar, așa. Marius a zis, da, e ok. Leviatanul vedem. Și Robert a dat soluție. Robert albastru deja. Ai văzut că era pe roșu înainte. Deci acum s-a schimbat. E băiat și ne-a mai plăcut roșu. Așa. G4, G5, rege H1, trun G1. Nu? Okay. E un plan. Da. Deci, într-adevăr, cum a zis și Matei, și Matei a zis G4, G5, bine, Matei ne-a întrebat, de fapt, n-a zis. Niște uneori pune la dubitativ, așa, adică e bine, merge G4, G5. Deci, ideea, da, a jucat H6, s-a slăbit, încerc sacrificiu și mă pregătesc să dau G4, G5. Asta se poate realiza cu rege H1, turn G1 sau G4 cu rege H1, dar trebuie să fiu atent la cale 4 care s-ar putea să mă debusoleze. Asta e motivul pentru care eu personal aș fi jucat turn A1. Turn A1, aș fi jucat cu ideea rege H1, G4, G5 și turnul să vină în G1. Turnul din E1 sprijină câmpul E4 și E5, într-adevăr, dar protejează și câmpul E4 să nu mă încurce cu cale. Sigur, contrajoc, de fapt, în legume, nu? Da. Flancul damei par micesc. Și ea a jucat. Deci, într-adevăr, până la urmă a spus, așa trebuie să vă gândiți. Deci, iată, ca să zic așa, o soluție simplă de jucat. Bun. Așa, bun. A jucat turn F1. Avea 12. Nebun F8. N-are scuze. Rege. Dar aveai elu mare. Da, aveai elu de mare maestru. Bine, avea și cunoștințe totuși. A jucat destul de bine. Mai puțin mi s-a părut dama C2 și era, dar dacă a văzut regruparea care timp de cale 5 și cal DF3 și dama D2 sau dama E2, e ok. Deja după standardele din ziua de azi era mare maestru. Dar da. Nu cred că ajunsese la 12 ani mare maestru. Da, da, da. Știu că e pe la 13 ani și ceva, parcă. Știu că ea a depășit-o, devansat, pe ea au depășit-o până și Cariacin și Carson, nu? Ca mare maestru, adică. Nu, nu, dar ea a bătut, a fost prima care a bătut recordul lui Fischer. Uh-huh. Așa țin minte. Care record? De mare maestru, nu știu, el a fost la 14 sau 15, parcă 15, Nu prea am urmărit cariera lui Fischer în date, adică cariera în date.
Știu, la 15 ani, că ești campionul Statelor Unite, ce asta parcă știu. Bun, deci, așa, rege H1 în sfârșit și-a dat seama de idee, cale E5, cale E5. Acum, stabilindu-se că vrea să joace cu G4, G5, s-a gândit să nu mai bată cu pionul. Probabil că mergea, nu știu, cal H5 nu era bine, trebuia să tragă cale 8, nu? Și acum cum ar trebui să se regrupe? Ar trebui dama E2 să nu pună nebun B5? Uite că prinde ceva contrajoc aici, nu? Amenință nebun B5. Și trei dama E2, nu pot să pun nebun... Nu-mi place turnul la 1. Poziția negrului e destul de solidă, da, nu? Da, da. Nebunul său? Cred că tot G4, G5 ar trebui, da. Și așa că a preferat să ia, deși e interesant cu pionul, a jucat calea la E5 destul de concret. Nebun B5, nebun C2 s-a ferit, nebun apoi turn B1. A ajuns până la urmă la vorba mea. N-a avut ce să facă. Asta se zice că l-a pendulat prea mult. Nu? Nebun C6, nu știu. Deci, a vrut să pună cale 4. Iată, mi-am dat seama de ce a pendulat. Dama E3. Dar cale 4 probabil că se gândea că F3, deși nebune 8. Nu, asta n-a fost bine. Mai bine joci să-l atragi la F3, deși revin la o partidă celebră Brăcăcesc cu Cârlig, Andreea, în care Andreea a jucat cale 4 să o atragă la F3, s-a retras și Brăcăcesc a jucat G4. Până G4, deci G4 și nu i-a apăsat, adică, deci la un moment dat, și cum doar că... partida? Rău. Da. Pentru Andreea. Păi, cred că a fost chiar la final asta. Ideea este cumva că F3 se gândea că blochează accesul damei, da, linia 3, da, susține G4. Susține G4, exact. Nebun E8, G4. Deja iată că vine. Nebun D6. G5 era foarte clară și interesantă. Deschide comandă. A jucat un G1. Nebun E5, nebun E5. Cal D7. Înapoi nu vrea să schimbe. F6. Da, de fapt, ideea era că atunci, dacă reușea să facă înainte, să aducă turnul, era cu tempo și forța. Da, și forța să ia. Da, 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 da. Ce a ajuns calul D7, G5 nu mori. Da, dar da. Cred că oricum era oricum e, prea. Da. De obicei e bine să deschizi cât mai repede o coloană. Turn G1, nebun E5, nebun E5, cal D7, deci nebun F4. Deci acum G5, probabil că trebuia să calculeze, nu știu dacă trecea, că puteam să joc și G6. Calea la E5 sau ce? Calea la E5, G6 nu merge, care cal G6 și apăra. Calea la E5, dama la E5, tot avea avantaj. Dar nu, a calculat ceva interesant, a calculat nebun F4. Uh-huh. Stai să vezi. Și ăla F6, ăla F6. Și a jucat aici, G5 ar fi câștigat. Nu putea să bată nebunia G5. Și dacă ia dama ia G5, nu mai poate să-și apere, da. Exact. Ea a ales nebunia H6 pentru că era mai tânără. Clopotea sângele unguresc în ea, deci n-a vrut să rupă tot. Înțelegi? Tânără și vioaie. Negru a jucat E5, negru. Nu mergea bătaie. Negru a jucat destul de interesant. Acum când i-a ajuns apalagura, a început să note. Nu? Păi negru văd că nu are elo, dar pe vremea aceea știu că elo nu era așa de ușor de obținut. Cum era în 88? Știu că deja câțiva ani mai târziu avea elo doar dacă depășeai performanță de 2000. Eu aveam 2350, nu știu. Știu că destul de greu, cred că prin 8 sau în 88 mi-am obținut elo. Foarte greu se obținea elo. Obțineai elo dacă făceai performanță peste 2200 la un moment dat, sau chiar a fost 2400 la un moment dat. Da, știu că era foarte greu. Da. Era foarte greu. Acum deja și la 1100 performanță face elo. Acum faci elo, dacă te prezinti la concurs, te-ai înscris, deja îți dă un bilet cu el. Ok. Nu chiar așa. Exagerez un pic. Așa. F6, așa. Da, record în același timp, 15-99, numărul 1 la femei, la Elo, da, da. Deci, Marius... A devenit el campionul de Elo? Nu, Marius, 15, ofo, 10, 16, 16 scuze. 15 ani, da. Da, ok, deci planul... Așa, deci a jucat E5, da? E5, G5, G6. Bine, pare... terminată poziția. Da. A luat în F6, a luat cu dama, nebun G5, a luat în D4. Aici a jucat nebunia F6, a câștigat oricum. Cea D4 era imposibil de apărat poziția. Deci, dar până aici a trebuit... Ce concluzie avem în partida asta? Cum de mine mă întreb? Da. Pe aștept să-mi spui tu.
De 6, nu? Ai zis 1-0. Deci am zis, da, deci am spus dintr-o dată că această poziție, spuneam că este destul de periculoasă pentru negru, dacă nu-și scoate nebunul din C8, pentru că rămâne fără o piesă de apărare sau măcar nebunul ăla să dea pe un cal. Înțeleg? Și oricum atacul alb este destul de puternic pe flancul regelui. Deci e o linie destul de interesantă pentru alb aceasta. Mutarea E6 este autodistrugătoare. Deci după E6 nebunul devine închis. Flancul am început să inventesc cuvinte. Așa. Flancul regelui devine neapărabil. Demn de reținut. Asta văd că știți, cal de 2, cal F3, pusul calului N5, rocadă. Ideea să trece cu dama, să slăbești pionii pe flancul regelui, la orice H6, demn de reținut G4, manevra G4, G5. Adică la G6, H4, H5. Bine, acolo mai ai, acolo se slăbește nebun și H6. Calul din F6. Uh-huh. Și poți să joci nebun H6, dama F3, nebun G5 sau cal F3, cal G5 și să treci cu dama H6. Uh-huh. Este. Deci poziția aceea este extrem de dificilă. Și... să mai pun o partidă? Pentru că este mult. Am depășit cam cu 20 de minute. Deocamdată? Da. Cred că ar trebui atunci, să... Da, și... Restul pentru data viitoare, nu? Da. Ce mai putem să răspunem? Nu, comentariul, uite, deci am vorbit eu. A spus Judith că a fost numărul 1 la feminin din 89 până în 2015. Da, deci am vorbit eu cam mult și ne-am tăiat. Nu le-am dat posibilitatea să afirme și ei. De ce? Că ei au întrebat în momentele critice. Da, unele momente critice. Am înțeles că... Ceva neclarități, întrebări legate de... Da, de pozițiile dacă de... Dacă aveți... Hai, fii mai curajoasă când le întrebat. Am întrebat și eu. Da, Alexi. Da, tocmai vreau să spun acum ceva. Referitor, nu știu dacă lecțiile vechi, dar cu siguranță spuneau cei care se ocupă, da, vor să treacă, vor să treacă către YouTube. Motivul este că nu se pot urmări așa pe tabletă, nu se pot urmări pe telefon. Și probabil că multă lume ar prefera... Există un browser. Care? Da, există un browser pe Android. Este un browser care are flash player incorporat. Nu vede foarte bine, dar am încercat. Da, am încercat. E destul de ok, merge destul de bine. Da, exact. Leviathan nu merge pe tabletă. Deci vezi că există un browser. Nu țin minte pe de rost, l-am undeva dat telefonul, l-am ascuns. L-ai postat pe Facebook, dar acum nu știu câte săptămâni. Da. Când pe 18 mai, parcă. În jur de 18 mai e postat acolo un nume de browser. Că știu că era chiar în perioada înainte de europene, da. Și am postat că este un browser care are incorporat, deci, problema noului program de operare. Asta. Ia uite așa numele deja. Care se numește? Nou program de operare? Al tabletelor și al telefoanelor. Android-ul? Android. Versiunea nouă. Da, noua versiune, da. Noua versiune de Android. Da. Noua versiune de Android nu mai are incorporat flash player. Asta e motivul. Dar se va trece, am înțeles, către YouTube. Toate astea ca să vadă toată lumea și pe telefon și pe tabletă. Uite, Leviathan spune că a încercat browserul și nu merge. Da. Trebuie să încerca browserul. Unde scrie? Nu merge pe tabletă, nu merge. Am pus. Am pus ăla? Deci eu am încercat și sigur merge. Trebuie... Are undeva acolo, în partea dreaptă sus, deci direct nu merge. Are o chestie de, cum să spun, de activare sau cum este, un fel de fulger, trebuie să apeși pe el doar. Nu știam nici eu când e pornit, când e oprit. Am încercat cu ceva emisiuni de la TV, am încercat, deci se apasă click pe ăla și merge și așa, în mod normal nu merge, dar poți să activezi în colțul de dreapta sus. Ștefan Bordeanu spune că ne-a văzut prima dată pe 26 aprilie, deci acum. Cred că am avut emisiune, nu? Probabil. Da. Noi am început okay. Încă din decembrie, anul trecut. Da, deja am depășit 25 de lecții, nu? Și am luat-o destul de ușor, am început cu rapiditatea în dezvoltare. Lecțiile, de fapt, așa le-am început cu prima oară, cum se poate obține avantaj. Mai spun și asta, lasă-mă câteva minute. Da. Ok. Deci, am conspectat 7 lecții. Oh, bravo. Deci, ideea era, la început, primele lecții au fost... Ne-am gândit,
Adică m-am gândit așa cum se poate lua avantaj într-o partidă de șah. Primul lucru era să încerci să ai rapiditate în dezvoltare. Deci sunt două. Ocuparea centrului, să joce 4 de 4, să ocupi centrul. Doi, sau bine, ne-am pus primul, rapiditatea în dezvoltare, adică să scoți foarte repede piesele și să pornești atac asupra adversarului. Acolo se poate realiza, unul, dacă adversarul greșește, doi, dând niște pioni ca adversarul să piardă timp, așa numitele gambite, adversarul să piardă timp să ia și așa poți să obții avantaj, să obții atac decisiv. Regula era, da, foarte bine, E5 la E4, corect. Regula era cumva o regulă pe care am descoperit-o eu. O regulă pe care am descoperit-o eu, că trebuie numărat câte piese sunt dezvoltate și că într-o poziție deschisă, dacă ai mai mult, măcar 3 piese dezvoltate mai mult decât adversarul, poziția aceea este aproape câștigată. Deci trebuie să căutați combinații, trebuie să căutați posibilități de atac. După aceea am trecut mai departe la centru. Ocuparea centrului, ce se întâmplă după ce ocup centru? Sau, cred că nu ocuparea centrului, m-a ocupat de puterea peonului din Da, E5. Întâi, puterea peonului din E5 pentru că era legată de centru, deci am fost mai șmecher. Am făcut întâi puterea peonului din E5, ce se întâmplă când un pion stă în E5, care sunt avantajele lui, sacrificiul nebunii H7, posibilitățile de atac pozițional. Sacrificiul nebunii H7 cu cele trei, cum să ok, nu cred condiții. că trebuie să intrăm în toate detaliile, Ok. dar și cel mai bine ar fi dacă Păi nu, aceste dacă ai acțiuni idee ca ar să-și dea fi seama cum au fost, care a fost planul. După aceea m-am ocupat de postate pe YouTube centru. ca să te și vadă, măcar să Da. audă povești despre ele, nu? După aceea a fost centru care ducea către asta. După centru am ajuns la coloane Și acum deschise. suntem la... Coloane deschise, coloane semideschise, după care avamposturile care sunt legate de coloane. Avamposturile și coloanele mână în mână, acestea sunt lecții, părea mea, foarte importante. M-am mai ocupat, am să nu uit, o perioadă de structura Carlsbad, toată din Da, gambitul pentru damei, când am făcut pentru secțiunea avansați, pentru când făceam avansați. secțiunea pentru avansați și începători. Deci, Teo spune, vă cam mulțumesc frumos asta. pentru învățătură, o seară plăcută. Așa, bine, Teo, mă bucur că ai rezistat până acum. Ok? Ce să vă spun, cam asta deocamdată, deci am tot ținut asta avamposturi și asta pentru că sunt niște lecții foarte importante. Dacă vă uitați acum cu alt ochi, puteți să vă uitați, da, ar trebui. Forța pe unul din E5 este extrem de importantă, deci asta este legată de poziții de genul ăsta cu pusul calului în E5. Asta rezolvă foarte multe poziții, totul duce către forța pe unul din E5. Sper să fie postate cât de curând, repostate lecțiile Da, din da. Dar nu, că asta forța arhivă. pionului din E5 cu siguranță este după lecția 4 a 5, zic eu. Cam Ok. așa. Deci cam asta deocamdată. Ne vedem data Ne viitoare, vedem întrucât încă săptămâna suntem, viitoare, da. suntem încă în București amândoi, deci Săptămâna viitoare, da. de la aceeași oră, nu? De la ora 18:30. Cam Exact. fiecare vineri în care suntem în București. Atât pot să spun, nu? Că nu suntem, din păcate, nu putem să facem. Ok, vă mulțumim pentru prezență, o seară plăcută tuturor și vreme frumoasă sau ce? La Mai revedere. puțină furtună. Da, Ok, mai puțin important. la revedere. La revedere.